e un elefant foarte mare, nici n-ai loc în el de cameră, dar toată lumea se face ca și când nu e acolo. Și asta înseamnă următoarea întrebare pe care o aud din ce în ce mai des pronunțată în bisericile noastre și pe mine mă deranjează lucrul ăsta, mă irită. Dacă puteți să fiți mântuiți și fără botezul cu Duhul Sfânt, pot să fiu mântuit și fără botezul cu Duhul Sfânt? Frate, eu nu știu cine a inventat întrebarea asta. Eu chiar că o văd o întrebare fără sens, fără rost. Fără rost. Adică ce vrei să-ți spun eu? Da, tu ești mântuit numai prin jertfa Domnului Iisus Hristos și nu trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt și pocăitul nostru. Ce bine, că nu mai trebuie să mă duc la stăruință, au să stau eu pe genunchi, să mă rog eu acolo, să strâng, să stăruie, să... thank you, Jesus. Auzi, Doamne, că pot să fiu mântuit și fără să stăruie. Bravo, așa predicator ne trebuie. Băi, fraților, ascultați-mă bine. Atunci când i-a trimis în lume Domnul pe ucenici, Domnul le-a spus, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i și învățați-i să păzească ce? Ce? Cum? N-am auzit, ziceți mai tare, dacă predicăm împreună în seara, mai tare. Ce să păzească? Tot! Tot! Permiteți-mi să vă explic lucrul ăsta folosind trei cuvinte care reflectă cum răspundem potrivit sau nepotrivit la această întrebare. Mai întâi este o problemă de atitudine. Este o problemă de atitudine. Pentru că știți cum funcționează mintea și mentalitatea noastră omenească. Dacă nu e neapărat, atunci e mai bine fără. Dacă nu e neapărat, atunci e mai bine fără. Și din cauza asta, ascultați-mă bine ce vă spun. În bisericile penticostale, la ora actuală, mai mult de jumătate nu sunt botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Pentru că au învățat că se poate și fără. Și dacă se poate și fără, e mai bine fără. Dar de ce trebuie să se poată și fără? Păi ca să aibă timp, frate, să se distreze. Ce atâta programe, ce atâta rugăciune, ce atâta asta, ce atâta cealaltă? Lasă-mă, Doamne, să mă distrez. Cum v-am povestit eu de sărmanul fratele ăla mai în vârstă care stătea lângă taică meu în biserică și a încercat să-l trezească, să-i dea ghionturi de trei ori, că tot adormea, cădea capul în jos. Prima dată s-a trezit, s-a uitat la el, a doua oară, a treia oară, taică meu credea că îi face un bine, zice, mă, să face săracul bătrân de râs aici. Și de fiecare dată când se trezește, ce, păi frate, vezi că dorm. Până când la un moment dat s-a enervat ăsta și se uită la el și spune, ce frate? Frate, vezi că dorm. Lasă-mă, frate, să dorm. Păi, l-a lăsat și ce ai mai zis? Păi l-a lăsat să doarmă. Ce era să-i mai zic? Băi, fraților, sunt mulți care vor să doarmă. Vor să doarmă. Și dacă vor oamenii să doarmă, ce le poți face? Că poți să țip la ei, poți să faci în toate felurile. Dar țipăm, că poate pe unii totuși îi trezim. De-aia zbierăm. De-aia zbierăm. Eu știu că zbier. Ce credeți că mă intimidează pe mine cineva dacă vine și spune ziua, frate, mai cu dragoste? Păi ce, dacă e unul leșinat, îi șoptește așa, îl gâdi-l pe ureche și spui, hai băi, trezește-te, că nu vezi, bă, că ai leșinat? Dai cu apă pe el, îi tragi palme, că trebuie să-l trezești, că e mort, moare! Ia du-te tu la emergency room, la urgență, și când îl aduce pe unul așa cu limba scoasă pe umăr, aproape mort, să vezi așa cum încep să-l gâdile încet, stai, ce taie în el! Pentru că moare! Și mă tem că biserica e pe moarte! Că acum nu ne mai interesează decât dacă putem să o facem și pasta și totuși să fim mântuiți, dacă putem și fără aia și tot să fim mântuiți, dacă se poate și așa, dacă se poate și altfel, mă, numai în direcția firii pământești ne mișcăm. Numai cum să o mulțumim pe doamna firii. Astea sunt toate întrebările noastre. Dar în schimb, când e vorba să ne mai muțărim și să ne împopoțonăm și să aducem din ale lumii, acolo, frate, nu precupețim niciun efort. Băi, eu am stat și m-am gândit la ăștia, deci cioplesc părul. L-am văzut pe unul, am crezut că și mai a durerea de inimă. M-am uitat, zic, băi, extraordinar, ăsta a muncit din greu, mă.
Ăsta a muncit din greu. Să-și dea el cu gel din ăsta și-și umple părul. Și pe urmă să vezi așa cum ia fiecare lață din aia așa și o ia în sus. Și să stea. O ține, o usucă, îi dă cu spray, o amărăște. Deci fiecare țeapă din aia beneficiază de o îngrijire asiduă. Cheltuiește bani, timp, stă cu ore. La rugăciune să pună genunchii credinciosul jos o jumătate de oră, când se ridică să vezi, parcă a cărat toată ziua pietre de moară. Aaa, nu mai poate. Dar de ce când e vorba de fire putem să facem atâtea eforturi? Și când e vorba de partea spirituală, suntem leșinați. E vorba de atitudine. Duhul Sfânt nu este un lux, fără de care se poate. Lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre este un imperativ și o necesitate. Și Hristos n-ar fi vorbit de lucrarea Duhului Sfânt și în ziua Rusaliilor n-ar fi început activitatea misionară a bisericii cu Duhul Sfânt dacă nu era neapărat necesar. Dar ce le facem prin puterea noastră? Și nu există pe paginile Sfintelor Scripturi descrisă nicio experiență a umplerii cu Duhul Sfânt fără vorbirea în alte limbi. Uitați-vă voi și vedeți. Nu există. S-a întâlnit Pavel cu ucenicii lui Ioan. Ce spune? Prima întrebare, că noi am ajuns, băi, fiți mai cu tact, mă. Noi aveam în biserică în România o soră, sora Soare, de-i orbea pe toți. Sora Soare stătea aproape de ușă. Intra câte o persoană din asta din lume, vopsită cu cercei, cu una cu alta, sora Soare o lua de mâine și spunea, trebuie să primești puterea Duhului Sfânt, că altfel n-ajungi în rai. Dar săracul nu știa despre ce este vorba. Eu nu zic neapărat, acum să-i luăm pe aia după stradă, să le vorbim imediat prima dată de Duhul Sfânt. Dar frații mei, unul din primele lucruri și esențiale după ce omul își manifestă intenția de a-L cunoaște pe Domnul și întreabă ce să facem, e Duhul Sfânt. Se întâlnește cu ucenicii lui Ioan și când îi întreabă de sănătate, le zice, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Mulți spun că Duhul Sfânt îl primești categoric atunci când crezi. Păi la ce să-i mai fi întrebat? Că de crezut e clar că au crezut, că le-a zis când ați crezut, știa că au crezut. Dar nu e neapărat că primești Duhul Sfânt când crezi, este un act de sine stătător și independent. Primirea Duhului Sfânt. Și ăștia au spus, de crezut am crezut, dar nici n-am auzit că s-ar fi dat un Duh Sfânt. Spune că i-a botezat în numele lui Iisus Hristos pentru că îi primiseră botezul lui Ioan. Ei nu erau ucenicii lui Iisus Hristos. Și și-a pus mâinile peste ei și spune Biblia că s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Mărit să fie Domnul. Este așa de esențial. Este așa de esențial. Problema de atitudine. Am să mai vorbesc 10 minute în seara asta, dacă v-ați plictisit, nu-i nicio problemă, dar vreau să termin subiectul ăsta ca să fie cu continuitate, pentru că eu cred că este un subiect esențial și important. Nu e doar o problemă de atitudine în ziua de astăzi, este o problemă de aptitudine. Nu numai de atitudine, de aptitudine. Vedeți dumneavoastră, nu există nimic pe care Dumnezeu să ne le fi pus la dispoziție pentru viața de credință și să nu ne fi fost dăruit prin Duhul Sfânt. Doar prin Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului vorbește de dragostea care a fost turnată în inimile voastre prin ce? Prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt. Și dragostea este cea mai mare dintre toate. Și e prin Duhul Sfânt. Roada Duhului reprezintă acele calități ale caracterului creștin, fără de care noi nu putem fi creștini. Noi ne rugăm, dăm Doamne răbdare. Dăm Doamne, ajută-mă să mă înfrânez. Cere, frate, Duhul Sfânt, că dacă te umple Duhul Sfânt, le ai pe toate. Eu nu zic să nu cereți răbdare, măcar că știți că răbdarea cum vine? În urma necazului. De câte ori cer răbdare, s-ar putea să cer o încercare, un necaz. Când Dumnezeu zice, bă, ce să fac cu ăsta ca să aibă mai multă răbdare? Mi-ai dau un necaz. Că necazul lucrează la răbdarea ta. Te ajută să ai răbdare. Cere, frate și soră, Duhul Sfânt, să te umple Duhul Sfânt și să zici ce răbdare ai. N-ai nu numai răbdare, ai îndelungă răbdare. Și când se termină așa, ai răbdarea sfinților. E problema de aptitudine. În Ioan, capitolul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că numai în Hristos, numai în Hristos putem rodi, dar pe orice mlădiță care nu aduce roadă, ce se întâmplă cu ea?
o taie. Și Duhul lui Dumnezeu ne-a fost dat ca roadă și pentru ca să rodim. Este seva care curge în vinele creștinului. Așa rodește creștinul. Că e roada Duhului, nu e a ta. Sunt foarte mulți care au impresia că au ei aptitudini să rodească. De-aia găsim atâția farisei mândri între noi, care se laudă cu fiecare lucru, spune apostolul Pavel, ca și când nu l-ar fi primit. Ca și când e de la el. Cu tot ce te lauzi, e de la tine. Tot ce vine de la Domnul nu poți decât să-i dai lui slavă și glorie și să-l lauzi pe el. Ori noi nu putem evangeliza lumea. Ce credeți dumneavoastră că 120 de oameni au evangelizat lumea și a ajuns Evanghelia 2000 de ani mai târziu și au cântat în arenele romane și s-au lăsat dați la fiare și tăiați cu fierăstrău și să nu fie lumea vrednică de ei? Cum? Prin puterile lor? Când au încercat prin puterile lor, s-au ascuns și s-au lepădat. Prin puterile lor. Prin puterea Duhului Sfânt. Hristos a știut cu cine are de-a face. Și de-aia le-a spus să nu vă duceți nicăieri. Până nu veți primi o putere. Apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului. Da. Aptitudine. E o problemă de atitudine, apoi e o problemă de aptitudine. Problema de atitudine te învață că tu nu ai voie să desconsideri darurile lui Dumnezeu, să zici să poate și fără ele. Să-ți confecționeze o mântuire a ta fără Duhul Sfânt, fără stăruință, fără rugăciune, fără cuvânt. Că uitați-vă dumneavoastră, marea majoritate a credincioșilor în ziua de azi nici nu mai roagă, nici nu mai postesc, nici nu mai vin pe la biserică. Hai să vorbim corect. Hai să vorbim corect. De ce? Că se poate și fără. Și Doamne, când a venit Domnul și o zice, se poate și fără tine, oh, atunci va fi uluiala lor. Problemă de aptitudine. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca să fim eficienți în lucrare, pentru ca să-L putem mărturisi. Și apoi este o problemă de altitudine, maturizarea spirituală, creșterea. De ce de altitudine? Păi să citim Biblia, să vedem de ce e de altitudine. Și cu asta am să închei. Vă rog să deschideți la Epistola către Efeseni.